precis în termenii. Roxana, spune tu ce ai desenat, să vorbesc tot eu. Turnul Eiffel. Turnul Eiffel, un desen eu reușit, la care am muncit de foarte mult. Așa, mai avem acolo Adelina. Turnul Eiffel alături de? Coloana Infinitului. Coloana Infinitului, da? Amândouă se înalță sus pe cer. Și care este, ce scrie acolo? Notre passion. Pur de francez, sunt infinit. Așa. Cine mai are? Narcisa. Narcisa, tu ai un desen frumos. Le printemps de la... Citește tu. Le printemps de la francophonie. Francophonie. Și acolo ce culoare este folosit? Steagul francez. Exact, culoarele din steagul francez. Roșu, albastru, alb. Albastru, alb, roșu. Cine mai are desen? Ia să vedem. Da? Sara are un desen cu turnul Eiffel. Și cu două mâini care împărțișează, da? Asta înseamnă iubim Franța, iubim turnul Eiffel, deci iubim și Franța. Isabela ce are? Două? Francezii cu românii sunt prieteni. Da, zici și în franceză. Le Français, le Romain? Le Français et le Romain sunt amici. Sunt amici. Și acolo avem două brațe, două mâini care se țin. Da? O mână este în braț, este iarăși cu culorile Franței, da? Și una cu culorile României, francezi și români. Astea au fost desenele pe care le-am ales noi din multitudinea de desene de la școală, celelalte au rămas la expoziție de la școală. Și noi am pregătit niște poezioare pe care copiii le-au scris, ei înșiși le-au scris și au fost trimise și la concursul de meilleure création de la Francophonie. Hai să citim câteva dintre ele. Cine ar dori să înceapă? Cu curaj! Isabela. Hai, Isabela, că tu ești bine. Da, Isabela. Do re ben. Toi et moi nous sommes do re ben, qui lutte contre la mort et qui dépassent tous les obstacles, même si cette cause semble difficile. Nous sommes Domen, tu revers l'autre, du coeurs, qui part ensemble. Deux âmes jumelles. Deux âmes jumelles. Excusați că au emoții și... Nu e nicio problemă. Un poem d'amor. La... Sara. Hai să o operă, hai să o operă, nu vă înviați de pe alții. Chiar le-o titlul de tot un poem. Le rentre. La rentre. La rentre. Le soleil se levait et nous sommes partis de l'école avec nous sommes sac à dos pour apporter des choses nouvelles. À l'école, nous nous sommes rencontrés. Des vacances nous sommes racontés. La cloquette a sonné et dans la classe nous sommes entrés. Nous sommes entrés. Tu es capable de dire la una, nu mai vrea să ne plânge pe final. N-ai avea curaj o strofă. Ai putea? Nu te potea. Da, da? Încercăm. Așa, să vedem. Andreea? Chiele le titlă de ta poezie? Un journée libre. Le soleil? Le soleil se leve, les enfants sont sortis pour écouter les oliveurs et pour finir le flot. Les chandelles les attendent. Le vent tiède, le caresse, le soleil reste pour les admirer, jusqu'à l'apparition de la lune. Jusqu'à l'apparition de la lune. Je suis un enfant. Je suis un enfant. Je suis un enfant qui vit dans un village et qui a la chance d'habiter un rythme. Cet endroit merveilleux, t'es grabé. Moi et mes amis, nous avons aidé l'un l'autre. Nos parents, nous les aimons, et le travail, nous partageons. J'aime les frais, les jardins et les bois. J'aime les collines et les plaines, que le tracteur traverse. Travers. Cine mai avea? Georgiana? Je t'aime, mon amour, mon cœur va pour toi, tu es mon chéri et je tiens à toi.
Les gens disent que nous sommes trop jeunes, qu'il faut attendre un peu, mais je ne les crois pas. Je t'aime mon bébé, tu es dans ma famille, tu vas rester là. Je t'aime beaucoup mon chéri, à moi. Et maintenant, un peu sur la famille, Adelina. Ma famille, j'ai une grande maison, un jardin plein de fleurs, où je me sens toujours en sécurité, où ma famille est heureuse, où il est unie, où il n'y a pas de tristesse, où les oiseaux chantent, où je chante moi aussi, car tout le monde est heureux. Quand je suis avec ma famille, je suis à l'aise, quand ma famille est loin de moi, je suis triste. Roxana, tu ai o poezioară, dar nu timide. E mai timidă Roxana, o să citesc eu, are o poezioară despre primăvară. Le printemps. Le doux printemps est arrivé, avec sa suite de fleurs, les oiseaux chantent, une chanson attachante. Tout est vert, tout est vivant, la vie est plus belle quand la nature est jeune. C'est sa poésie. C'est tout, n'est-ce pas? Alors, Laura, est-ce que nous avons aussi une chanson? Présenter une petite chanson? Marcella, oui, si c'est possible. Bien sûr que oui. Cum ai ridic sau? Cum dorești, da, dar cum ți-e ție mai bine? Da. E o melodie cu care Laura a participat și la concursuri și la sărbarea școlii de mai multe ori. Nu am vocea încălzită, dar se scurge.